Departamentul Securității Statului sau Securitatea a fost Poliția Secretă a Republicii Socialiste România. Acest serviciu instaurase un regim de frică prin care controla cetățenii. Pe lângă această preocupare principală, agenții de securitate se foloseau de pozițiile de putere ca să facă afaceri, iar profiturile uriașe intrau în propriile buzunare. Ambele tipuri de activități au fost descrise în amănunt de istoricul Stejerel Olaru în volumele Nadia și Securitatea și a fost cam filme. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Stejerel Olaru, istoric și expert în istoria serviciilor secrete, bine ați venit la Pașaport Diplomatic. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule Olaru, vorbim despre două cărți pe care le avem aici. Odată Nadia și Securitatea, pe urmă a fost ca în filme pe care ați scris-o împreună cu jurnalistul Liviu Tofan. Și vorbim practic despre ce ați documentat în aceste cărți. Sunt segmente din preocupările securității, Poliția Secretă a României Socialiste. De ce mai este nevoie în prezent să știm și să reținem aceste lucruri? Sunt fragmente de istorie, cum îmi place mie să le zic, pentru că în felul acesta scriem în definitiv istoria recentă, abordând un subiect sau altul, mici fragmente din ceea ce a însemnat istoria regimului comunist și istoria securității în România. Nevoie este pentru că încă sunt episoade neelucidate, încă mai are nevoie societatea românească să primească informații verificate, veridice, scrise de specialiști, nu că m-aș număra printre ei, dar în general scrise de istorici competenți pe acest subiect, mai ales că odată cu trecerea anilor și cu trecerea deceniilor, tema se schimbă cumva în dezbatere. Dacă în anii 90, nu știu dacă vă mai amintiți, oricum tinerii dumneavoastră telespectatori n-au cum să știe, în anii 90 dezbaterea cu totul și cu totul alta. Atunci lumea ieșea în stradă, făcea manifestații, având pe agendă exact astfel de teme, voia să știe despre informatorii securității, despre colaboratorii regimului comunist, despre felul în care se iau măsuri pentru ca aceștia să fie măcar pentru o perioadă restricționați din pozițiile de putere pe care încercau să le reocupe. Ei, astăzi dezbaterea e cu totul și cu totul alta. Ba chiar sunt voci care spun că n-a fost chiar atât de rău în acea perioadă. Și auzim chiar și în prezent exact ce spuneți, că era mai bine în comunism, inclusiv în rândul tinerilor auzim astfel de afirmații. Dacă ar fi să ne uităm doar la volumul Nadia și Securitatea, arătați foarte clar cât de persecutată era marea campioană a României. Succesul ei era, practic și succesul lui Nicolae Ceaușescu, se confisca, propaganda confisca imediat toate reușitele Nadiei. De ce credeți că încă în prezent oamenii spun aceste lucruri? Ce nu cunosc de ajung să spună că în comunism era mai bine? Cred că în primul rând este vina societății, dar stați să vă explic de ce spun asta. Tranziția în România nu a fost tranziția pe care ar fi trebuit să o avem. Atunci când se sfârșește un regim totalitar și societatea trece într-o democrație, trece printr-o perioadă de tranziție. În această tranziție se înființează instituții politice noi, care sunt baza democrației, și odată ce ele încep să funcționeze bine, fără ingerința politicului în activitatea lor, atunci se consolidează și democrația. Pe de altă parte, în timpul acestei tranziții, se iau măsuri reparatorii. S-a prăbușit un regim dictatorial unde au existat victime și călăi. Călăii au obligația, sau mă rog, societatea, noua societate trebuie să facă în așa fel încât aceștia, chiar dacă nu plătesc punitiv, dar chiar dacă
nu ajung să facă închisoare, dar măcar să nu se accepte ca aceștia să participe la activitatea politică în această perioadă. Pe de altă parte, victimele au nevoie să li se redea demnitatea și, prin urmare, să se ia câteva măsuri în acest sens. Una dintre ele este aceea de a scoate adevărul la lumină, aceea de ca arhivele să fie accesibile publicului, publicului larg, nu doar cercetătorilor, tuturor celor care sunt interesați să vadă. Și în felul acesta, societatea se află de fapt ce a însemnat mecanismul de forță al regimului comunist despre care vorbim în cazul nostru, România. Ori noi aici, din acest punct de vedere, dacă ne comparăm cu țările din Estul și Centrul Europei care au trecut prin aceleași regimuri comuniste, noi am fost la coadă. Am luat măsuri întârziate și oricum n-am avut o lege a lustrației. Deci, foarte târziu, nu? De aceea spuneam că este vina noastră a societății și în ceea ce privește felul în care este receptat astăzi regimul comunist, pentru că nu am putut, din cauza lipsei voinței politice din anii 90, și mă refer la Ion Iliescu și tot ceea ce a însemnat partidul pe care l-a condus Ion Iliescu și care a purtat diferite nume în acea perioadă, neexistând această voință politică, nici nu am putut să luăm aceste măsuri. Nadia Comăneci, deși era o mare campioană a României, a fost bătută de antrenorii ei, a fost înfometată, în jurul ei nu era aproape nimeni care să nu fie informator pentru securitate, viața ei era o carte deschisă, cum spuneți destul de des în volumul pe care l-ați făcut despre ea. De partea cealaltă, securitatea avea însă grijă ca imaginea ei să fie egală cu una a prosperității. Era promovată de propaganda această imagine. Au regimurile totalitare vreun sentiment pentru populațiile pe care le țin prizoniere? Nu, calculul este foarte rece și, pe de o parte, urmează niște factori care țin de inteligențul de atunci, deci de activitatea serviciilor de informații comuniste. Pe de altă parte, este bine angrenat în mecanismul propagandistic care e controlat de partid și față de care trebuie să se plieze și securitatea. Sigur, eu am scris povestea Nadiei ca sportivă, dar cartea despre Nadia și securitatea, cum am intitulat-o, este nu doar despre Nadia, ci în general despre regimul comunist, felul în care s-a implicat regimul comunist în viața unei sportive de performanță, rolul pe care l-a avut securitatea în acest context. Deci am încercat să scriu, adică m-am dat câțiva pași în urmă ca să văd întregul tablou și să descriu întreaga perspectivă a acestei povești. Regimul comunist, Nicolae Ceaușescu în special, a încercat să profite din plin, din punct de vedere propagandistic, de pe urma Nadiei Comăneci. Sigur, erau tot felul de teorii pe care astăzi le considerăm aberante, dar atunci erau susținute cu mult entuziasm, și anume Nadia era dovada faptului că partidul, în frunte cu geniul său, Nicolae Ceaușescu, iată, are o strategie care e victorioasă, care succes, în ceea ce privește metodologia în sport, și suntem atât de buni încât îi batem și pe sovietici, nu doar pe occidentali. Această mândrie națională, toate aceste legende care circulau și care erau bine alimentate de propagandă, mistificarea istoriei care se preda inclusiv la școală, făceau parte din tot acest, să spunem, aparat. Mai prinde și astăzi însă acest tip de propagandă. De ce credeți? În general, ne lăsăm influențați de propagandă, să o numim așa, atunci când nu știm să ne informăm din mai multe surse și să cernem prin posibilitățile noastre informația reală, corectă, care ne ajută să înțelegem lumea în care trăim.
Deci, în acest moment, astăzi, noi avem în România, sunt multe surse de informare pe care le avem la dispoziție la un clic distanță și cred că cei care sunt victimele propagandei, aș spune că e mai degrabă vina lor, pentru că s-au lăsat amăgiți. Altfel, adică eu nu mi-aduc aminte ca în ultimii ani buni, să fi fost manipulat de vreo știre sau de vreo instituție de presă să cad în această capcană. Am știut întotdeauna să mă informez din mai multe surse. Da, da, acum e foarte dificil să te mai informezi din mai multe surse, mai ales când sursele se copiază una pe alta. E și asta o problemă. Plagiatul e la ordinea zilei chiar și în presă, din punctul acesta de vedere. Dar mai este și presa internațională, pe care o putem accesa ușor. Mai sunt și rețelele de socializare, care uneori sunt otrăvitoare, alteori, dimpotrivă, pot aduce plus valoare. Depinde cum le folosim. A doua carte despre care vorbim astăzi a fost Cam Filme. Este scrisă, cum spuneam, alături de jurnalistul Liviu Tofan și v-a dat o mare mână de ajutor și Irina Margareta Nistor, menționată de altfel în această carte. E vorba de afacerea securității cu casete video. Toată lumea care trăia în comunism mergea la video și se făceau de pe urma acestei afaceri enorm de mulți bani. Totuși, spuneți în carte că sunt puține informații în dosarele securității despre această afacere. Este o scăpare sau cum să interpretăm asta? De fapt, nu sunt informații arhivele securității despre această afacere sunt până în la sine. La un moment dat. Pentru că a fost o afacere, considerăm noi, Liviu și cu mine, controlată și de ofițeri de securitate care au făcut carieră și după 1989, pentru că era extrem de bănoasă. Legenda că mergeam la video în anii 80 și regimul accepta în mod tacit să facem acest lucru, deci nu te agăța nimeni, nu te chema nimeni la miliție, pentru că voia să se ofere o gură de oxigen, este de fapt doar o legendă. Era o afacere, iar noi am luat un caz care mi s-a părut cel mai sugestiv, relevant, cazul lui Teodor Zamfir, cel care a dus această afacere la un nivel foarte înalt, sigur, cum spuneam, creându-și un anturaj propice, ofițeri de securitate care l-au sprijinit și care l-au și recrutat ca informator și l-au folosit și din acest punct de vedere, deci în slujba securității, respectiv, în cazul lui, în slujba Direcției de Informații Externe. El a fost cumva și partea unor operațiuni de spionaj și mă refer aici la Radio Europa Liberă. Apropo de Liviu Tofan, care a fost șeful Departamentului de Știri de Europa Liberă în anii 80. Și povestea ni s-a părut spectaculoasă, nici noi n-am crezut-o. Apoi am început să investigăm. Baza acestei cărți a fost seria de interviuri pe care am făcut-o cu Teodor Zamfir și care a decedat la un moment dat în timp ce stăteam de vorbă cu el din cauza COVID-ului, dar nu numai cu Teodor Zamfir, ci și cu Irina Margareta Nistor, care a fost un sprijin remarcabil în timpul documentării, precum și alte persoane care au făcut parte din rețeaua lui Teodor Zamfir. Prin urmare am crezut că e firesc să facem așa, să spulberăm un mit și aducând informații reale despre o operațiune a unor ofițeri de securitate care, de pe urma căreia se câștigau bani, mulți, mulți, foarte mulți bani. Spuneți la un moment dat în carte, tocmai pentru că se câștigau foarte mulți bani de pe urma acestei afaceri, că de altfel securitatea, personajul principal Teodor Zamfir, cel care călătorea și în afara țării și era folosit la vremea respectivă de serviciu de informații externe să participe la câteva misiuni, securitatea era mai mult preocupată să îi urmărească pe românii care nu mai erau în țară, care fugiseră din țară sau care migraseră în mod legal, și mai puțin de spionaj. Era un serviciu profesionist, securitatea? Foarte interesant. M-am gândit de multe ori la această întrebare, pentru că am fost obligat atunci când scriam să văd cum abordez acest unghi. Sigur, dacă vorbim de anii 50, anii 60, securitatea era formată doar din brute, din
în oameni care n-aveau absolut nicio legătură cu munca de informații și enorm de mulți oameni și-au pierdut viața în anchetele securității în acea perioadă. Sfârșitul anilor 60 și prima jumătate a anilor 70 până prin 78, securitatea se profesionalizează, zic eu. Sunt noi generații de ofițeri de informații, securitatea avea o procedură atunci, cei mai buni studenți care absolveau facultatea, de regulă primii 10, de la toate facultățile, erau abordați de securitate, mai ales de Direcția de Informații Externe, pentru a fi angajați și nu făceau, în acea perioadă nu făceau presiuni, erau chemați pur și simplu la discuții și... E perioada interesantă pentru că și în România regimul ne lasă să respirăm. Trecem de 1968, invazia în Cehoslovacia, în București puteai să cumperi reviste occidentale, puteai să mergi la filme occidentale, puteai să mergi la discotecă, exista mâncare în alimentări, în alimentările din oraș. Deci nu era, viața nu era apăsătoare. Nu era ca în anii 80, se întâmplă ceva în 1978. Fuge generalul Pacepa, care, bineînțeles, oferă CIA-ului toate informațiile pe care le știa despre securitate și, din acel moment, securitatea intră într-o nouă etapă. Îi se spune reformă, dar nu era deloc vorba de o reformă. Și atunci vin la conducerea securității din nou brute, din nou persoane limitate din punct de vedere intelectual și mă gândesc acum la... cum îl chema pe generalul acela de la DIE? Pleșiță. Pleșiță, da. Nicolae Pleșiță. Și... din nou, securitatea decade. Deci, noi acum suntem în anii 80. Odată cu fuga lui Pacepa, securitatea se concentrează foarte mult pe românii din exterior, cei aflați în exil, monitorizarea lor, combaterea lor, mai ales a celor care lucrau la Europa Liberă sau la Vocea Americii. Pentru că Ceaușescu era foarte sensibil la propagandă și ori de câte ori apăreau articole critice la adresa regimului sau la adresa lui personal în presa occidentală, imediat obliga Direcția de Informații Externe să reușească să convingă jurnaliști străini să publice contraarticole. Și da, este o perioadă în care Teodor Zamfir este trimis în Germania, în Occident, cu astfel de misiuni, pentru că îl cunoștea pe Dorin Tudoran, un autentic dizident de la începutul anilor 80 din România, și care a fost și el parte în poveste, dar pe care cititorii o vor descoperi, bineînțeles. Aș vrea să încheiem discuția noastră scurtă, de altfel, pe un subiect atât de vast, cu o întrebare. Dacă ar fi să ne inspirăm din aceste cărți și să ne uităm, câtă lume turna la securitate de bună voie sau mai puțin de bună voie, dar se întâmpla? Ce vreau să vă întreb este dacă considerați că am scăpat vreodată de securitate sau că vom scăpa vreodată de securitate. De acea securitate? De acest tip de securitate, pentru că de acea securitate oficială am scăpat. Da. În primul rând, n-aș putea să vă răspund la întrebarea câtă lume informa sau câtă lume colabora, pentru că nu avem aceste cifre, ele nu au fost oferite de serviciile de informații actuale, SRI, SIE, Armată, CNSAS-ului și nu avem statisticile cu informatori în diferite perioade ale din istoria securității. Recrutarea, sigur, de fiecare dată trebuie să avem grijă când citim un dosar de rețea, adică dosarul unui informator, trebuie să nu ne grăbim cu... Să înțelegem contextul, da. Exact. Concluziile nu trebuie trase doar pentru că vedem că este un dosar de informator. Am văzut dosare de informator și mi-am dat seama că, de fapt, n-au informat niciodată. În plus, de multe ori, securitatea inventa informatori pentru că trebuia, ofițerii de securitate aveau o normă. Avea obligația periodic să își extindă rețeaua de agenți și, cum nu puteau să o facă, inventau, puneau persoane cunoscute. Dar, în ceea ce privește partea a doua a întrebării dumneavoastră, scăpăm, dar avem nevoie de mecanisme politice care să controleze aceste structuri, pentru că ele întotdeauna vor avea tendința de a călca
limita, de a trece dincolo, adică de a face poliție politică. Așa funcționează mintea acestor instituții. Dar odată ce sunt înființate organisme de control în Parlament, în special, pentru că acolo sunt reprezentanții poporului, și aceste mecanisme de control chiar funcționează, adică au și la dispoziție mecanismul prin care se poate controla în mod real serviciile de informații, atunci da, securitatea, cum ați numit-o, poate fi oprită. Domnule Olaru, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe contul nostru de X. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!